Tot mai mulți oameni se plâng de faptul că nu au timp. Ar vrea să facă atâtea și atâtea lucruri, dar nu au timp. Totuși, oare ce facem cu timpul nostru? Cu ce îl consumăm? Vă spun o scurtă istorioară. Un tată și-a întrebat fiul la un moment dat: Fiule, de cine îți place din Biblie? Ca și care om al rugăciunii ai vrea să devii? Ca Daniel a răspuns fiul: Știi că și tu ai același timp pe care l-a avut Daniel? Ne uităm la oamenii lui Dumnezeu, ne uităm chiar la oameni din lume pe care poate-i admirăm, pe care poate am vrea să-i copiem, dar zicem că nu avem timp. Fiecare avem 24 de ore într-o zi, 7 zile într-o săptămână. Diferența o face modul în care utilizăm aceste ore, timpul pe care îl avem la dispoziție. Cântăm. Fă-ți timp pentru el, fă timp pentru cer. Din toate, aceasta e mai presus. Dacă ne uităm, de exemplu, la marii sportivi ai acestei lumi, ei și-au făcut timp pentru pasiunea lor, pentru sport. Au tăiat din multe activități, au renunțat la foarte multe lucruri, tocmai pentru a avea timpul necesar pentru antrenament, pentru pregătire. Iar noi, creștinii, de multe ori ne umplem timpul cu tot felul de activități îndoielnice. Stăm în fața televizorului și ne uităm la meciuri, la telenovele și mai știți fiecare la ce. Păi ce vrei să zici că e păcat acum să ne mai uităm și noi la un meci de fotbal, la televizor? Nu aceasta vreau să zic, dar să stai în fața televizorului câteva ore, o dată sau de mai multe ori pe săptămână. Iar apoi să zici că nu ai timp pentru Domnul, nu cred că merge nici așa. În calitatea noastră de creștini, suntem chemați să răscumpărăm vremea, nu să o irosim cu lucruri de nimic, cu lucruri care nu neapărat că sunt păcătoase, dar sunt fără valoare. Tot mai mulți oameni care trec de 50-60 de ani stau și se întreabă: Oare cum a trecut viața atât de repede? Cum a trecut timpul pe lângă noi? Au fost atât de prinși cu lucrurile din viața aceasta, cu munca, cu construcția casei, cu câștigarea banilor că parcă deodată s-au trezit spre apusul vieții fără să realizeze scurgerea timpului. Nu zic că e rău să muncim pentru a avea cele necesare, nici de cum, chiar în Biblie scrie. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Sunt și astăzi oameni care nu vor să muncească, aceia chiar că pierd timpul degeaba. Dar parcă tot mai mult avem și cealaltă extremă, în care nu mai știm când să ne oprim din muncă, din goana după bani, după lucruri materiale, iar astfel timpul nostru se consumă. Unii oameni spun, trebuie să fac o facultate, trebuie să-mi fac o casă, trebuie să-mi cumpăr o mașină, iar apoi am să fac și pentru Domnul. Fă acum! Alții spun, Viața este scurtă, bucură-te de ea. Așa este, dar nu uita: veșnicia este lungă, pregătește-te pentru ea. Fiecare avem un timp limitat pe acest pământ. La unii este mai scurt, la alții mai lung. Unii trăiesc 20 de ani pe acest pământ, alții depășesc chiar vârsta de 100 de ani. Ceea ce trebuie să facem în timpul acesta mai scurt sau mai lung, este să îl căutăm pe Dumnezeu din toată inima, să lucrăm pentru creșterea împărăției, iar dacă avem familii, nu le putem neglija nici pe acestea. Ceea ce este sigur în legătură cu timpul este faptul că e trecător, iar odată cu timpul trecem și noi. Poate știți, poate nu știți. În fiecare zi mor pe tera în medie peste 150.000 de oameni. Aceasta înseamnă peste 6.000 de oameni într-o oră. Peste 100 în fiecare minut, aproape 2 oameni în fiecare secundă. De când ai început să asculți acest mesaj, doar au trecut deja câteva minute. În acest timp, câteva sute de oameni au plecat din această lume. Dacă erai tu unul dintre ei, nu vreau să sperii pe nimeni, însă aceasta este realitatea. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Timpul nu cruță pe nimeni, timpul trece indiferent dacă îl folosim într-un mod benefic sau nu. De aceea, haideți să răscumpărăm vremea! Este ceasul, este timpul trezirii!